Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul pentru tine pentru următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această filmare. Poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, fix cum simți, fix așa procedezi. Sau poți să asculți ambele numere și apoi să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Și avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra verde. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Și începem cu numărul 1. Să vedem, dragilor, ce mesaje are tarotul pentru următoarele 24 de ore din momentul în care vezi citirea. Analizăm partea personală, adică iubire, prieteni, familie și zona profesională. Da? Ce se întâmplă acolo? Care sunt mesajele pentru tine? Posibil să primești o veste care să te facă să rămâi puțin blocat. Da? Primești o veste destul de ciudată, aș spune eu. Dar hai să vedem ce spune tarotul, așa simt eu să-ți transmit. Bun, și vedem și surpriza, bineînțeles, și avem în acest moment regele de monede. Și ceva stabil, ceva sigur. Uite, este o persoană aici mai posesivă, cineva care fie o să te întrebe ce faci, fie este cineva care urmează să-ți scrie mesaj, poate deja ți-a scris. Este o persoană foarte curioasă, foarte sigură pe ea. Mai văd faptul că este posibil să aștepți un răspuns din partea unei instituții. Poate este un răspuns legat de bani. Poate este ceva legat de o persoană pe care tu te bazezi foarte mult. Este o energie masculină, stabilă financiar, dar văd aici clar pentru unii și o conexiune cu zodii de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Hai să vedem în momentul de față ce se întâmplă aici, dragilor. Și avem un 5 de spade și steaua. Uf, ok, 5 de spade care, uite, zice de un compromis, da? O nedreptate aici, din punct de vedere personal, care ți s-a făcut. O nedreptate în care tu ești în acest moment, legată de un prieten, poate e ceva legat de trecutul tău, familia ta. Și avem arcana majoră steaua, da? O conexiune cu zodia vărsător. O țin acoperită pentru că apoi iar o să se considere nuditate și nu mai vedeți videoclipul după. Da? Steaua vorbește despre o noutate. Deci tu aici afli o veste. Apare o lumină de la capătul tunelului. Primești un mesaj, un apel telefonic, afli un adevăr. Cineva aici să știi că îți dezvăluie ceva care, așa cum am spus, te va surprinde destul de mult, destul de mult. Bun, văd o persoană aici dezamăgită, cineva care are inima frântă în acest moment. Poate tu ești supărat în legătură cu o situație. Poate să fie o persoană ușor geloasă, posesivă. Pentru unii văd că e ceva legat de dragoste sau ceva legat de o persoană foarte dragă sufletului tău. Și aici poate să fie și un prieten și o persoană din jurul tău. Steaua. 4 de monede. Deci, cineva aici ia o hotărâre. Ia o hotărâre. Primești un mesaj și cineva îți spune gata, m-am hotărât. Șase de bâte. Deci aici mie mi-apare o bucurie pentru tine. O bucurie care ține de zona de online, o bucurie care ține de un mesaj, un apel telefonic, poate o postare pe un site de socializare, ceva ce se anunță public pentru cei mai mulți dintre voi. Și are legătură cu un grup mai mic de oameni, cu niște prieteni, cu niște persoane dragi. Cineva ia o hotărâre, uite, privind un triunghi amoros, privind o situație ciudată, dificilă. Este vorba despre o energie masculină foarte sigură pe ea, este o energie masculină foarte puternică. Deci dacă ești bărbat, vezi că tu ești persoana care ia atitudine în această situație. Mai departe,
avem eremitul și cu regina de bâte. Aici puteți avea o legătură cu o fecioară, cu un berbec, leu, săgetător. Cineva analizează foarte profund o situație anume. Din punct de vedere profesional, uite, dacă aștepți un răspuns, să știi că acesta vine. Este un răspuns pozitiv. Cineva analizează aici ceva anume. Poate e legătură cu zona studiilor, alții dintre voi. Și văd o veste bună pe care urmează să o primești sau pe care poate ai primit-o deja. Asta are legătură cu banii, cu viața ta profesională. E ceva legat de un copil aici, de o persoană dragă ție și este clar, uite, un răspuns pozitiv. Este ceva ce te va bucura enorm, enorm de mult. Poate avea legătură cu niște colegi de la muncă, poate este vorba despre o ședință, despre o întâlnire, dar ceva se mișcă extrem, extrem de rapid. Extrem de rapid. Și poate are legătură cu o bancă, cu niște venituri pasive, cu ceva ce aștepți și o dreptate care se face. Deci se face dreptate. Dacă aștepți un răspuns de la un dosar, de la o analiză, de la ceva, acesta este pozitiv. Ai niște discuții aici în casă, în familie, văd o adunare de oameni și o bucurie foarte mare. Surpriza pentru tine este cavalerul de spade și asul de bâte. Fain. Da, surpriza este o reacție total neașteptată pe care cineva o va avea. E ca și cum e cu inima până în gât aici. Multe emoții simt eu, dar are legătură, uite, și o discuție foarte rapidă. E ca și cum te cerți și apoi te iubești. Cam așa și aici. O reacție total neașteptată pe care cineva o are. Și reacția asta dă multă speranță. Regina de cupe, uite, poate să fie ceva foarte important pentru sufletul tău. Poate e ceva legat de zona medicală, ceva legat de partea spirituală, ceva important pentru sufletul tău. Mai văd aici o conexiune pentru unii cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Deci de aici poate să vină surpriza. Și uite, are legătură cu asul de cupe, asul de spade și cu asul de bâte. E, dragilor, aici sunt vești foarte bune care apar. Vești care entuziasmează, o victorie, o bucurie extraordinar de mare. Extraordinar de mare. Ce veste? Este o veste în privința căreia tu te stresezi foarte mult. Unii e ca și cum primiți o veste de la o persoană foarte dragă sufletului vostru. Este vorba despre o femeie în unele cazuri sau despre o energie feminină. Și sunteți stresați din acest punct de vedere. Sau persoana asta e stresată în legătură cu această noutate. Da? Și are legătură cu un final, ceva care se închide. Este o persoană aici obosită, care se află într-o așteptare, care nu mai poate. Pentru bărbați, vedeți că veți ocazia să apară cineva în viața voastră. Acum, da, că e doar la nivel de flirt, că doar vă place, vă uitați, zâmbiți și atât, că și acționați, asta e treaba voastră. Regina de bâte poate să însemne și o conexiune aici pentru unii cu o zodie de foc. Leu, berbec, săgetător. Asul de monede, 6 de spade. Dragilor, aici e o veste foarte bună care apare de la drum. Și care are legătură cu banii. Și pe așa ceva aș merge cu surpriză. Poate are legătură cu o afacere pentru unii dintre voi. Hai să vedem îngerii ce zic. Îngerii spun să meditezi. Să te conectezi puțin cu planul ăsta divin. Și uite, ți se zice așa, că ceva se îmbunătățește, ceva se vindecă.
Și dacă aștepți un răspuns, să știi că acesta este pozitiv. Deci ceva se vindecă, ceva începe să devină mult mai bun, mult mai stabil. Și uite, ți se zice să nu te oprești, să nu pui stop, să nu pui pauză. Hai să vedem celălalt pachet, ce spun pentru tine. Celălalt pachet, uite, zice așa. Ci se zice că dragostea este după colț, dragostea este prin jurul tău. Noi începuturi, da? Uită-te spre un nou început. Și ți se mai spune așa că cineva din jurul tău urmează să fie sincer. Deci aici e clar, tu afli ceva care te va surprinde. Care te va surprinde. Dragii mei, mai luăm și niște mesaje bonus din acest oracol. Și avem luna septembrie, numărul 9, zodia fecioară, zodia balanță, cu mesajul o companie plăcută pentru tine. O persoană bătrână, o persoană în vârstă, înțeleaptă. Luna aprilie, numărul 4, zodia Taur, zodia Berbec, și ți se spune că cineva te dorește. Ți-am spus că e ceva, e un flirt, e o pasiune, e o bucurie, nu știu, te revezi cu un prieten, te revezi cu cineva și e această stare de bucurie, de plăcere. Și avem o casă străină în care mergi sau un loc străin, elementul foc avem și mesajul trăiește, destin, deci tu aici trebuie să riști, tu aici trebuie să riști, să nu te oprești, să mergi tot înainte. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1, eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să lași un comentariu, să distribui acest videoclip, să te abonezi canalului, asta m-ar ajuta foarte mult și de asemenea dacă îți plac astfel de citiri, lasă-mi acolo un comentariu, plănuiesc să facem așa aproape în fiecare zi, da, cât de des pot, mi-ar plăcea să facem astfel de citiri, ele sunt valabile din momentul în care tu le vezi. Da? Bun, și îți reamintesc de aplicația Tarot by AI, da, pe care o găsești și acolo ne vedem, ne auzim și discutăm mai multe. Te îmbrățișez cu drag, o zi sau o seară binecuvântată să ai. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra verde. Hai să vedem ce zice tarotul pentru următoarele 24 de ore, care sunt mesajele tale. Te rog să ții cont de faptul că aceste citiri sunt generale, da? Și te rog să ții cont de faptul că ele nu se adresează doar dragostei, da? Mai avem și prieteni, mai avem și familie, mai avem și loc de muncă, mai avem și cunoștințe și vecini și de toate, da? Hai să vedem, dragii mei, despre ce este. Wow! De la început am simțit că cei care ați intrat acum pe acest video, în următoarele 24 de ore, veți avea niște surprize foarte mari. Poate să fie și o ceartă pentru unii. Acum, dacă așa zic cărțile. Bun, gata, ne oprim. Avem niște surprize foarte mari din punct de vedere personal pentru cei de la numărul 2. Foarte, foarte mari surprize. 5 de spade, moartea, roata destinului. Deci ceva se închide aici brusc. Văd pe cineva care face o nedreptate. Cineva care își urmărește interesul. Poate să fie o persoană care este luptătoare din fire, da? Văd o persoană luptătoare aici, mai văd, dar și cineva care cumva vrea să afle un adevăr, cineva care vrea aici să se trezească la realitate. Pentru că da, ceva nu e în regulă. Și avem steaua, spuneam eu, și nebunul. Foarte puternic, elementul vărsător, foarte, foarte puternic. Deci surprize foarte mari care apar în viața ta printr-un mesaj, printr-un apel telefonic.
printr-o vizită pe care o primești, printr-o veste. Pentru unii văd aici noutăți plăcute, deci oameni noi pe care îi cunoști. Sau poate să însemne și o nouă iubire. Știu, eu am zis că nu e neapărat de dragoste, dar acum din câți vă uitați la mine, pentru unul o fi de dragoste. Da? Pentru mai mulți. Apare o noutate, deci ceva te surprinde. Faci o activitate nouă, ceva ce îți place ție. Dar e clar aici că apare acea lumină de la capătul tunelului și este vorba despre cineva care a stat tăcut, cineva care a stat în umbră și nu prea a vorbit până acum. O legătură cu zodia Leu pentru unii. Poate e un prieten, nu știu, nu te-ai mai văzut de mult timp și te sună, îți dă mesaj, te caut. Poate o noutate pe care o vezi pe zona de online și care te va surprinde în legătură cu o persoană pe care tu o cunoști. Da? Doi de spade, soarele. Cineva aici ia o decizie în legătură cu tine și te va surprinde atunci când îți va spune. Și avem cavalerul de spade, cavalerul de bâte. Uite, o nebunie totală legată de doi bărbați mai tineri din viața ta. Sau legate de doi oameni, doi tineri, două persoane asumate. Două vești care apar sau o veste care vine, știi cum? Ca fulgerul și ca gândul. Deci nici nu apuci să vezi, nici nu apuci să conștientizezi. Deodată spui, băi, când s-a întâmplat? Când? Nu-mi dau seama. Da? Îți vin niște musafiri în vizită. Dar foarte puternic văd eu aici că afli o veste importantă și are legătură cu o persoană care are niște probleme în familie sau poate are legătură cu o problemă în familie, cu o problemă importantă pentru sufletul tău. Hai să vedem în continuare. Da? Și aici avem regina de cupe și cu luna. Multă energie feminină, multă apă. Deci unii poate aveți legătură și cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Și aici este vorba despre bani, despre viața profesională, despre ocupația ta, da? Din viața de zi cu zi. Femeile vor avea un rol important în viața ta în următoarele 24 de ore, dar văd aici că ceva nu este clar sau ceva nu este bine definit. Multe, multe emoții văd aici. Multe emoții. O întâlnire sau o discuție cu o femeie mai văd la o vreme de seară. Da? Poate aștepți un răspuns legat de zona medicală, legat de o persoană dragă ție. Ia uite, cavalerul de cupe. E, pentru domni poate să fie cineva care vă invită în oraș, cineva care vrea să vă cunoască mai bine. Da? Cineva de la muncă. Sau poate tu mergi către persoana asta. Este o persoană foarte pasionată de ceea ce face, este o veste bună care apare. Nu? Și văd aici totuși și un final. Da? Uite, poate ai o colegă sau poate este cineva în jurul tău, o femeie cu un copil. Și aici văd un final, că ceva se închide, ceva se finalizează. Și are legătură cu o veste mare pe care o aștepți. Poate se finalizează această stare de așteptare, această stare de confuzie, pentru că eu văd totuși niște vești bune care apar. Este o ședință aici, o decizie care se ia. O speranță mare pe care cineva o are. Și văd că e o veste bună legată de bani. Hai să vedem surpriza. Eremitul, regele de spade. Wow. Ok. Surpriza ține de o energie masculină, matură, asumată. Este o persoană care a trecut prin viață, care are o experiență mare. O persoană care ia lucrurile încet și sigur. Poate să fie vorba despre cineva din zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Sau cineva din zodie, din zodia fecioară, văd aici. Deci, surpriza are legătură cu o persoană cu uniformă, cineva care te studiază, cineva care te analizează. Deci este o persoană care știe foarte bine ce vrea. Și niște vești bune pe care le primești, uite, legate de muncă. Da? Poate e un dinamic care se transformă în ceva pozitiv pentru tine. Surpriza
surpriza este interesul pe care cineva îl va avea aici față de tine. Pentru că, uite, eu clar, deci văd o veste bună legată de o activitate în casă și în familie sau de o activitate care pentru tine cumva contează foarte mult și are legătură cu munca. Dar uite, din nou a ieșit 6 de bâte. Este vorba despre o victorie, despre o bucurie după o perioadă de așteptare, după o perioadă de răbdare. Și mai e o surpriză, uite, un rege de bâte și un rege de monede. Deci doi regi, v-am zis eu, deci două energii masculine. Cineva renunță la orgolii, cineva renunță la a mai trăi viața din plin și spune gata, vreau să mă cumințesc, vreau să stau liniștit. Dar văd și o renunțare, o despărțire, ceva ce se întâmplă legat de doi bărbați sau două energii masculine. Dar e cu bucurie pentru tine. Pentru unii poate e ceva legat de niște instituții. Da? Bun, hai să vedem îngerii ce zic. Și poți să te și gândești la ceva, să vedem ce îți răspund îngerii, ce trebuie tu să cunoști. Da? Îngerii zic așa, că este ceva mai bun. Este ceva mai bun de data aceasta sau e ceva mai bun după colț. Și se zice să nu te oprești. Să nu te oprești. Da? Meditația zice că îți poate aduce răspunsuri, adică să stai puțin în liniște tu cu tine, să-ți clarifici mintea. Ascultă-ți intuiția. Da? Și ți se zice că în câteva luni aici văd bani, abundență, ceva frumos. Hai să vedem ceilalți îngeri ce zic în situația asta. Hai că îmi place citirea, e faină. E cu surprize. Și energiile astea masculine care te surprind aici. Mulțumire. Ia, s-a mai întors o carte. Așa am simțit. Da. Calea pe care tu o alegi este cea potrivită pentru tine. Deci ceea ce tu simți în interiorul tău. Și ți se zice să mulțumești, pentru că mulțumirea asta contează mult. Dacă tu ești mulțumit, universul te face și mai mulțumit. Chiar dacă ești mulțumit așa de o ceașcă cu ceai, da? Poate mâine seară te invită o prietenă la un ceai mai bun, mai de calitate. Da? Deci trebuie să fii mulțumit, asta ți se zice. Cu ceea ce ai. Și zice clar, uite, cineva se întoarce din trecutul tău, de asta văd eu doi regi. Da? Doi regi. Cineva se întoarce din trecutul tău. Poate să fie un prieten cu care nu te-ai mai văzut de mult timp, poate e cineva din familie. Stai pe internet și vezi niște vești acolo, vezi niște postări care te surprind destul de mult. Și se repetă mesajul ăsta cu sinceritate de la cei de la numărul 1. Hai să vedem acum niște mesaje. Aici. Pentru tine. Și avem, wow! Te iubesc, wow, invincibil, deci uite, te iubesc, emoții, inițiala E pentru cineva, bun, un nou început și se zice să experimentezi, adică e vorba de un nou început. Nu știu, mergi, mănânci ceva nou, mergi într-un loc nou, te întâlnești cu o persoană și ea e foarte schimbată. Și avem maturitate, muncă, zodia Capricorn. Ți-am zis, deci dacă aștepți un răspuns profesional, e pozitiv. Chiar dacă tu îți faci tot felul de gânduri. Și avem copil. Să nu disperi. Deci poate să fie vorba despre o persoană mai tânără sau despre un nou proiect, despre un nou tată. Da? Mai iau. Să-ți vedem. Ghidare, deci tu o să fii ghidat în legătură cu o situație în viitorul tău apropiat și mai avem un mesaj puternic pentru cineva. Luna mai, numărul 5, zodia Taur, zodia Gemeni și e un mesaj frumos. Uite, te vorbește cineva de bine. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag
Și dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul. De asemenea, te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Iar dacă dorești, te aștept cu drag pe aplicația Tarot by AI. Acolo ne vedem, ne auzim, îți ofer citiri personalizate, gratuite. Te invit cu drag acolo, te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.